Știre electorală de promovare. Caravana Dreapta Unită a fost peste tot în România în ultimele luni, ieri poposind și la Deva. Membrii întregii alianțe Dreapta Unită au venit în reședința de județ pentru a transmite mesajul că pe 9 iunie toată lumea trebuie să iasă la vot și să-i susțină pe candidații locali. Eugen Tomac și Constantin Drula au venit în județ pentru a-i asigura pe candidații Viorel Arion și Robert Mujic de întregul lor sprijin și pe hunedoreni că echipa Dreptei Unite este determinată să facă această schimbare. Pentru Viorel Arion, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara, vizita și susținerea domnilor Eugen Tomac și Constantin Drulă contează foarte mult pentru mine, dar și pentru electoratul nostru, format din cei care nu-și mai doresc ca PSD și PNL să conducă acest județ. Cred că este timpul pentru o schimbare și lumea are de ales între stânga conservatoare și dreapta modernismului. Alianța Dreapta Unită. Schimbarea se poate realiza prin implicare. Nu uitați, duminică, 5 buletine de vot, Dreapta Unită. Îmi dă foarte mare curaj că astăzi la Deva a venit domnul Eugen Tomac, domnul Cătălin Drulă, alături de alți europarlamentari și senatori din Parlamentul României, care să ne susțină pentru ca 9 iunie să putem face o schimbare în județul Hunedoara, o schimbare în bine, o schimbare pe care ne-o dorim toți, atât în județ cât și în țară. În 9 iunie vă invit să veniți cu încredere la vot, să puneți ștampila pe Alianța Dreapta Unită, singura alternativă viabilă pentru județul Hunedoara, pentru țară și pentru noi toți. Votați cu încredere poziția 6 pe buletinul de vot Robert Mujic, președinte și echipa de consilieri județeni, pentru ceea ce înseamnă o schimbare viabilă în județul Hunedoara. A transmis și Robert Mujic, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara.